Conferențiar universitar dr. Mădălin Bunoiu, prorector al Universității de Vest din Timișoara, a primit Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de cavaler, conferit de președintele României, Klaus Iohannis. Distinția i-a fost oferită în cadrul unui eveniment organizat de Ministerul Afacerilor Externe, cu ocazia Zilei Francofoniei și când s-au împlinit 30 de ani de la aderarea României la Organizația Internațională a Francofoniei. Recunoașterea are atât o conotație personală pentru Mădălin Bunoiu, cât și una instituțională legată de activitățile pe care le-a desfășurat cu colegii de la Universitatea de Vest. Această distinție înseamnă foarte mult pentru mine. Este, aș spune, o recunoaștere nu doar a eforturilor mele sau a activității depuse de mine, ci a activității depuse de întregele colective din cadrul Universității de Vest din Timișoara, care sunt preocupate de această zonă a francofoniei, dar nu numai, pentru că până la urmă francofonia este un concept larg, care vizează activități de cercetare, activități de educație, relația cu mediul socioeconomic și cu societatea în ansamblul său. Limba franceză este doar un mijloc de a comunica între aceste instituții de învățământ superior sau partenerii care folosesc limba franceză doar ca un argument pentru a face lucruri bune în societate. Așadar, da, preiau această distinție, atât în nume personal, dar și în numele colegilor mei și sunt convins că tuturor ne-a creat o bucurie și o plăcere pentru că, iată, eforturile noastre nu rămân nerecunoscute. Universitatea de Vest din Timișoara este un actor important în tot ceea ce înseamnă activitățile Agenției Universitare Francofone. De asemenea, este în colaborare permanentă cu structurile Ambasadei Franței în România, în zona educației și a culturii. Sunt doar câțiva factori care au dus la această distinție. Așadar, iată un complex destul de amplu, lăsând la o parte activitățile curente pe care le desfășurăm, de exemplu, în cadrul Alianței Unite, acolo unde avem doi parteneri din Franța, sau în cadrul acordurilor bilaterale pe care le avem cu peste 50 de universități din Franța. Sunt multe, multe astfel de activități și care, iată, ne fac plăcere și ne aduc și recompense. Recunoașterea este una binevenită, spune Mădălin Bunoiu, însă și în lipsa ei activitatea sa și a universității se desfășoară la aceiași parametri.